Cupa României la fotbal are din acest sezon un nou format care începe cu o fază regională. Cele 42 de câștigătoare ale fazelor județene au fost repartizate pe criterii geografice în 7 serii a 6 echipe fiecare, acestea fiind împărțite la rândul lor în două grupe de câte 3. Gloria Joagiu, reprezentanta județului Hunedoara, urmând a juca cu Mera Bogodinți din Caraș-Severin și CSU Turceni din Gorj. Primele meciuri s-au jucat deja CSU Turceni, care a câștigat Liga 4 din Gorj sezonul trecut, impunându-se cu 4-0 la Bogodinți, echipa din Caraș fiind în al 5-lea eșalon. Gloria Joagiu, formație de Liga a 4, va juca primul meci din grupa acasă, sâmbătă 9 iulie, de la ora 18, cu formația din Caraș. Cei de la Joagiu, care nu au noutăți în lot, speră să câștige grupa din care fac parte și să ajungă în finala etapei regionale. Gabi Cotoară, iată, sunteți în fața primului meci oficial din acest sezon în cupă. Cum sunteți pregătiți, dacă mai sunt ceva noutăți pe la lot? Am încercat să pregătim jocul cât am putut de bine. Noutăți nu avem, continuăm cu lotul care am terminat sezonul acesta. Încercăm să ne autodepășim, să zic așa, și să încercăm să luăm locul întâi în grupa asta noastră și să jucăm finala pe terenul neutru. Meciul Gloriei Joagiu cu CSU Turceni se va juca în Gorj, miercuri 13 iulie, tot de la ora 18. Câștigătoarea acestei serii va juca pe teren neutru sâmbătă 16 iulie, de la ora 17:30, cu învingătoarea din cea compusă din reprezentantele județelor Arad, Mehedinți și Timiș.